Jocul cu trenulețul este îndrăgit de copii. Ei însă nu conștientizează că trenul din viața reală nu e un joc. Dacă avem cale ferată în localitate, învățăm copiii să evite jocul pe șine, să traverseze calea ferată doar în punctele de trecere, unde sunt semafoare, indicatoare și pasarele pentru pietoni. Să aștepte dacă bariera de protecție e coborâtă. Când bariera e ridicată, să privească în ambele direcții, să nu apară vreun tren. Doar după aceasta să treacă. Respectăm alături de copii aceste reguli și evităm riscul de accident pe calea ferată.